Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din GTA San Andreas, Samp. Suntem aici cu băieții noștri. Episodul acesta mergem să ne cumpărăm prima noastră mașină, nu le vom folosi pe astea, nu voi mai folosi pe asta de la level. Sunt cu Popica și cu restul echipei. Ei nu pot vorbi ca să nu iasă hrăbălaie, pentru că, da, că sunteți pe Discord când e să vorbim normal. La unul latră un câine, la unul urlă Mike sau la unul mai știu ce, da. Nu uitați să apăsați butonul de like, suntem pe rpg4.b.liniuzazone.ro B-Zone, bam, blană. Am 26.000 la mine, știu că nu vedeți bani, e mai puțin important, mă mânca nasul. Am mințit, n-am 26.000, ha. Am 26.365 de bănuți. Mergem să ne cumpărăm o mașină, am modificat-o pe asta puțin. Și să vedem ce facem acum, adică aș vrea o mașină, nu știu exact ce mașină aș vrea. Nu știu exact ce mașină aș putea să-mi permit cu banii ăștia, nici nu știu dacă mai am apă în cană. La dealership. Care? Pe GTA 5, drumul spre roata aia mare, ne întâlnim acolo. Uite băieții mei, s-au parcat aici frumos, salut tuturor, salut. Stați acolo până îmi iau și o mașină. O parchez și eu pe a mea aici ca voi. Matei, dă-te puțin. Mersi frumos, Matei. Lăsați-vă mașinile așa. Bam, blană. Hai că mă duc eu să-mi cumpăr. Bă, uite motopârță. Bă, motopârță. Get out of my way. Trebuie să fii la distribuitorul de vehicule. Ok. Asta costă 30.000. Cârciu ăsta. Bă, mi-aș lua o tubiță. Tubiță vidua. Oh, îmi place că scrie max speed. Fii atent, asta e epic. Băi, stați să vă arăt o cană de gaming, fiți atenți. Fiți atenți, cană de gaming aici, dacă ați mai văzut voi. Ha, ce zice, ce? Logitech, cană Logitech. Are două locuri. 20, astea deja scumpe. Văzusem una prindea 170. Sau 158. 158. Un Jeep, îmi iau un Jeep. Bă, nu, e un Jeep care îmi place foarte mult. Sunt curios cât costă, că mă duc să-mi scop bani din bancă. Bă, astea scumpe. Ăsta zici că e Golf, să mor eu. Unde-i Jeep-ul ăla care îmi place mie, mă? Uite-l, frate! Băi, e 700.000! Huntley-ul! Du-mă unde mașina e. Poftim? Hai și bea tot acolo. E 700.000 Jeep-ul ăla care îmi place mie, bă! Mamă, motociclete! Băi, ce scumpă e motocicleta aia! Păi, cât costă? Cum adică special? Mașinuțe mici, fii atent, poți să-ți iei mașinuță mică. Păi și ce mașină să-mi iau? Aș vrea ceva Jeep, îmi plac astea așa, știi, mari. Dar ăsta e urât. Este la Sand King-ul. Landstalker-ul e urât, Sand King-ul e urât. Blistau nu. Cred că-l iau pe ăla. E 17.000 type, normal. Da, e urât care marou ăla, mă. Să-l iau așa cu marou ăsta? În culoare tu. Nu, că e el așa, lemnul ăla, știi, pe el. Uite, și asta e frumoasă. Cadrona. Ah, trebuie să testez modelul. Ok. Mă unce aici. Înapoi. Stai așa să văd cum e Jeep-ul ăla. Poate dau banii pe el până la urmă. Ia. Test model. Să iau Jeep-ul? Bă, da, frate.
Măi, îmi place că e Jeep, știi? Da, iau Jeep-ul. Altceva nu văd ce aș putea să-mi iau așa mai frumușel. Da, și nici bani nu am. Și și cel mai rapid, am 26.000, vreau să mă încadrez în banii ăștia, să o și fac frumoasă, știi? Bine, am bani în bancă, dar nu vreau să-i cheltui pe așa ceva. Las alb. Dacă aș mai găsi albul. Salut, baftă cu canalul, mersi. Băi, nu uitați să apăsați și voi acolo butonul like. Imediat ne găsim băieții. De fapt, toată lumea cred că avea Jeep de ăsta. Ia, stai puțin, test model. A, n-am cum. Așa, cred că toată lumea avea Jeep de ăsta. Da, 3 Jeep-uri de-alea pe aici. 4 Jeep-uri. Mamă, cât sunt! bine, deci ori Jeep-ul, ori... asta ar fi. Ce zic, să mai scot niște bani din bancă, să-mi iau altceva? Ce mai cred, da. Sunt curios care prinde mult. Am ajuns la 200.000. Aici, asta ar fi frumoasă. Și asta zici că e de mafie, 300.000. Staffordul. Dacă ai bani, ia Sand King, e bun? E King-ul de ale, cred că. Sigur, așa și așa. Și asta e frumușică. Și ăla, mi-au limuzină. Golful ăsta ar mai fi odată ceva. 170 bagă Phoenix-ul. Scoate bani din bancă și ia-ți o mașină. Mă, nu știu dacă ar fi o idee bună să-mi iau o mașină cu toți banii mei. Ăsta e frumos. 100.000 de tai mașină. Iau rulota. Bun, hai să căutăm o mașină până în 500.000. Ce mi-ar place. Nu pot să le... ok. Hai, bine, mai urcăm puțin. Asta e frumoasă. E așa mare. Mamă, bă, Sand King-ul e 900.000. Nu l-aș lua pe ăsta nici bătut. Astea prinde deja 200 și 8 milioane mașina asta. E 8 milioane, Hotringu. Asta scrie Bobo. Mi-au cârciul ăsta, mă, și gata. Mie îmi place cârciul ăsta. Buy model. Unde o găsesc? În parcare jos, nu? Bă, nu mă călcați, mă. N-am luat un cârș de mașină, dar mie îmi place, frate. Bă, șobolanul era deja mașina mea. E birge mașina. Hai, băieții, hai să mergem să o tunăm. Hai. O facem blană pe asta. Hai să-i dăm și un nume. Lăsați în secțiunea de comentarii ce nume ați vrea. Și nu știu, dați și voi niște nume ăștia de pe server. Prima noastră mașină, mă, băieți. Mai avem și 8.000 de bănuți. Au, ce blană-i de. Booty. Ce blană-i de 149. Nu-i pun bujie numele la mașină. E bujie, mă, uite-l pe ăsta. E poroată și au. Bă, merge și voi, calmea, bă, aveți și voi. Frână. Așa, merge și voi pe o bandă frumos, ca oameni, mă, mai bușiți așa urât. Bun, bă, mie-mi place mașinuța cum e. E blană. Popică, unde ești? Acum avem. Unde? La ăla, nu cum e așa. Ok. Deci mașina am, se numește Merit. Ai furat-o? Nu. Păi? Am dat rent. Oh, shit, man.
Am vrut să-mi le iei, mate. Eu nu te cred că tu ai dat Renault o mașină. Bă, să-mi pun Ce? spoiler la mașină? Ce, e Jeep, nu? Păi, nu, Jeep. Atunci Nu. da. Nu văd diferența între astea două, în fine. Mamă, ce tobe am deja, parcă simt cum ies de sport, așa, știi? Așa, stai, ce mai am aici? Culoare, nu? Bye. Yes. Hai, că nici nu l-a spawnat pe ăsta în mine. Nu se și afară, adică, da. Mare buleală. Ce aici? Hai să mergem toți într-o parcare, dar frumos, mă băieți, frumos, frumos, părând, părând, vă rog, eu nu vă bușiți, aveți răbdare. Au, ce mașină are tata aici. Unde e o parcare mare de tot? Unde ești o parcare Oris, ia zi, că tu ești aici cu mine mașină. O parcare mare. La benzinerie. Care benzinerie? Sunt mai Mai ce multe. toate cred. Nu e prea mare. Sub pod lângă bancă. Bă, da, și aici e. Da, e mică. Stai așa. Am eu idee unde să mergem. Bă, nu mă buși, nu mă buși. Luați-o toți. Cum ieșiți de pe drumul ăla? Bam, dreapta. A bubuit unul. Ba, nu, e aici, la plajă. Pe plajă. Lasă-mă că știu eu unde mergem. Face stânga frumos, gen spre Cilia. Nu mă buși ăsta, Verzuiu. Mergi și tu încet. Eu, ce bani. Hai că avem și bănuți. Mai am 7.000, mă, băieți. M-am dus off-road. Wow. Auto, tati, nu mai prins. Băi, frumușică mașina, mie îmi place. Luați-o încet pe acolo. Hai, blană. Ce? Sunt pe contrasens, nu? Dar nu e problemă. Ce ne vedem? Aici, mă. Avem loc? Bă, vă rog eu, intrați frumos, repede, dacă vreți să ne mai jucăm în continuare, faceți frumos, frate. Intrați frumos în parcare, fără bușituri. Nu contează cine stă lângă mine. Fără bușituri, atâta tot. Ia uite-l, bă. Bă. Bă, lași bușește mașina. Bă, cum vă... Bă, ăla-i tata, uite așa, blană. Frumos. Ia uite ce știe Nexiu. Nu te pune în fața mea așa, te rog eu. Pune-te în parcare, e destul de mare, ai loc. Mamă, ce e aici, direct. Ce trebuie asta cu bicicleta pe mașina? Bă, fără claxon, prea un zgomot. Cred că vrei să spar cauciucurile. Iotă. Ce rambu-i ăsta? Avem și armă! Ce? Da, gen, într-un fel, a trecut unul. Are wanted 6, săracul. Hai, poliția pe urmele lui. Eu bag pe aia, că am copii acasă, dacă mă arestează să vină el să-i crească. Hai, mă, mai veniți? În câți era mai suntem 10 inși. Așa și pe unde ești? The Gabor's life. Pe contrasens. Dă-mi un reper, bă. Ce? Dă-mi un reper unde ești așa. Reper, pe drumul ăla, gen. Spre Ciliat. Bă, dacă facem de-astea deja, ne supărăm. Tai cap. Ia ucide-l. Dă-i. Dă-i mustață. Hai, mă, petardă, tu ești omul meu, bodyguard. Petardă. Nu ia wanted, mă. E aici cu șeful, nu ia nimeni wanted. Baraboi. Uite-l pe Baraboi. Bă. L-au omorât pe Baraboi. Te avem și lumea acum. Ia dat-o lui Baraboi, fii atent, l-au ucis aici. Yo. Gaburi, bă.
Ai ajuns, mă? Abia, vin. Ce i-a dat lui Baraboi ro 6 wanted? Știi cum fugea ăla pe aici? Mi-a dat cineva niște chei, fii atent. Nuțul lui Dan îl cheamă pe unul. Și nu știu ce a zis acolo. Mamă, cât spam. Poți să dai ignor cuiva? Cum dau ignor cuiva? Bă, nu știu. Hai o popi, că ne întâlnim la Ciliad. A, slash ignor, direct. Haideți băieții la Ciliad, blană, blană. Cine n-are mașină, perpedes. Poți să scot unele funcții, zici? Tog. Știri, chat începători, anunțuri 7. Dezactivat, afișează chat-ul facțiunii. Știri, nu-mi trebuiesc. Nu-mi trebuiesc evenimente, nu-mi trebuiesc sancțiuni admin, nu-mi trebuiesc. Afișează nume, nu-mi trebuie. Da, arată-mă aici mecher. Ba, nu, hai că las nume, hood. Ok. 7 anunțuri. Bun, gata. Gata, mă, băieți. Am făcut treabă bună. Bă, bă, eu mă chinui să dau în spate, el tot în spate. Bă, what the fuck? Yo, mamă, mamă, ce-i cu capul ăsta, mă? Bă, mergem toți pe urmărire general, dar Infernus. Nu-l ajunge. Îi facem viață grea? Hai să-i facem viață grea. Care se duce primul să-i dea deploy în el? S-a dus, mă. E mort. Hai înapoi, drumul către Ciliad. Bla. Dacă nu m-ar buși, mamă, zici că suntem pe Minecraft, să mor eu. Deploy! Păi nu pe contrasens, că nu mergeam pe acolo, doar că... Cu deploy ăștia mici... Eu de pe răzvi, de, calcă. Călcați-l, bă, răzvi, să moar. Ia uite-l, mă, uite-l, mă, uite-l, mă! Spărzația și parabolica. Bă, benzină, aveți nevoie de benzină? Dacă da, ne oprim puțin aici. Dacă aveți nevoie de benzină... Că să te mănânce jail-ul. De ce, șeful? Fii atent, Oris, uite-te la schema asta. Ți-a plăcut? Mă, ce schemă. Păpică, bă, ăsta se distrează, mă, cu trocicleta lui. E rip? Aha, mă victă pe muncea. Dacă mai urcă și asta... Ești pe Ciliad, mă? Aha. Hai că vin și eu. Dacă vezi ce mașină am... Ce-a mai rămas din ea. O parte din ea, știi? Deci, mă, băieți, hai că am făcut-o și pe asta într-una, am cumpărat o mașină. Bine, o să cumpărăm, probabil, episoadele următoare ceva mai șmecher. Unde ești? În apă. Pe partea ailaltă de munte? Da, în apă. Aproape, sunt aproape aici. Stai, ești în lacul ăla sau în ocean? Nu, într-un lac. Râu, cred. Nu-mi place că toți au venit după mine. Dacă eu mă mai bușesc de ceva, sunt rip. Trebuie să mă duc să-mi repar mașina. Ce claxon are și ăsta? Birge, bă! Mă duc să-mi repar mașina, că e jale. Bă, aveai mașină pe pică? Închiriat. Și ai băgat-o în apă, nu? Da. Eu tot pe ăsta pe contrasens. Bă, s-o moare oamenii, mă! S-o moare oamenii aici, mă. Ia uite, mă, bă, gabărul în mijlocul drumului. Bă, aruncați mașina aia de poliție în apă. O să-l cheamă Costache. Se spawnează unde am găsit-o când am cumpărat-o. Mă, oileu, în parcarea aia. Ok, deci trebuie să am grijă cu ea. Bă, tititule, nu mai fă de-astea.
Dă-i blană, hai o cursă, te ține. Ok, da, nu mai contează. Se duce. Avea nu trece 249. Bă, ar trebui să ia sâtă dată sâmb. Respect, am 3 din 10. Dar pe site am vreo 400. Cred că fac ceva level ca lumea, nu? Da, vreo 400 de respect pointuri am. Cum? Cu referalul ăla. Și voi primiți, și eu primesc dacă folosiți referal codul ăla. Asta e faza șmecheră. Vreo level 30-40. Nu cred. La level mare, ei nu primești nimic. Doar tu, pe bune? Doar eu primesc? Ce buleală, mă, băieți. A, da, mă, băieți, deci primiți și voi. Susținere. De început. Da, pare rău, am crezut că primiți și voi, da? Pare că doar eu primesc. A, stai, nu? Fă-ți și voi acolo, ca să fiți blană, știi? De la Trix, de aici. Da, am și acolo bani o grămadă pe site. Nu, nu, am colectat, că am zis să strâng mult, știi, și când scot să-mi iau direct ceva frumos. Băi, Oris, ia explică-mi și mie cum e cu acțiunile astea, cu business-urile, chestiile. Că vindea unul, de exemplu, vindea un business și gen l-ai cumpărat și după îți dă bani la un anumit timp sau care-i treaba? A, deci nu trebuie să mai faci nimic, odată ce l-ai cumpărat, gata, îți vin bani. Aha, și preț de intrare. De exemplu, cum e ăla, dar tot merg eu să repar, corect? Da, dar presupun că ăla e scump în draci acolo. Sau nu, nici nu cred că îl vinde respectiv. 20 de milioane. Uleu! Dar oare faci bani? De fapt, da, în timp îi faci. Păi și de exemplu cu vreo 2 milioane ce aș putea să-mi cumpăr? Ceva așa mai profitabil. Sau nu poți să-ți deschizi tu ceva, un hot dog, un ceva pe undeva? A, era o idee șmecheră ca fiecare știe să poată să-și cumpere teren, gen, să-și ia o de aia de hot dog pe aia sau mai știu ce, hai pe ciliat. Popica, unde ești? Da, aici. Uite. Mor pe Ciliad. Fac inaugurarea mașinii mele acolo. Bine, am bara ruptă în două, dar nu-i problema. De zi să strâng mulți bani și să cumpăr un business de ăsta ca lumea. Sau să-mi iau casă. Presupun că ai impozite la casă, nu? Nu ai? O, blană. Atunci aș putea să-mi iau o mașină frumoasă și o casă. Mamă, și mare parte ce fac acolo. A, deci poți să-i pui să stea și în chirie, nu? Popică! Vrei să stai în... De ce, mă? Păi, cred că o să-mi pui mare chirie. Și cât poți să pui cu chirie în casă? Nu are număr limită și 50 de dolari e chiria maximă. Ok. Păi mă, băieți. Ia zis, mă, vreți să stați cu chirie? Iau și eu coceaua acum și bam, băgă în chirie. Eu o să văd câți bani fac cu site-ul ăla, pe site acolo. Să văd câți bani am pe site, că nu știu exact. Știu RP-uri de alea, aveam 340-400 pe acolo. Dar bani ultima oară parcă aveam 300 de mii, plus mai am 700 de mii în bancă. Cu un milion îți iei casă frumușică? Sau... Ok, mă, băieți, deci avem planuri. Episodul acesta ne-am luat mașină. Episodul următor s-ar putea să ne luăm casă
Și al treilea episod dă mare petrecere. Foaie, stai să vezi ce iese acolo. Direct birjă. Sticle în cap sparte. Dacă era GTA 5, era șmecher că spărgeam sticle în cap. Hai că... scuze, boss. Gata, mă, băi, și am ajuns și noi cu mașina asta pe Cilia, de aici, Blană. Eu o să mă interesez să văd exact câți bani am acolo pe site. Dacă vreți și voi să mă ajutați, folosiți referral codul ăla al meu. Nu primiți nimic decât mândrie și susținere. Bun, noi ne vedem data viitoare. Nu uitați să apăsați butonul de like și baftă. Pa, 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 pam.